Aș vrea să deschideți Biblia împreună cu mine la ultima carte din Biblie. Mă refer aici, evident, la cartea Apocalipsei, la capitolul 20. De fapt, voi citi din capitolul 21 și voi citi și din capitolul 22 și ca harul să fie mare, voi citi și din capitolul 19. Acum, probabil că ați băgat de seamă că există în ultimii ani o categorie de predicatori apocaliptici. Și mai ales acum cu ocazia evenimentelor din Israel, mai mult ca niciodată se vorbește despre sfârșit. Aș vrea să vă spun că noi n-am ales conjunctural, adică n-am ales să vorbim despre sfârșit datorită evenimentelor care au loc pe scena politică a lumii, ci pentru că, după cum bine știți, la începutul acestui an am început un set de predici despre doctrinele de bază ale bisericii și am ajuns în sfârșit la final. Și în mod normal, la final, vorbim despre sfârșit. Acum, doctrina aceasta care se ocupă cu lucrurile de pe urmă se numește în teologie eschatologie. E doctrina care se ocupă cu lucrurile de pe urmă. Când vorbim despre sfârșit în general, probabil că ar fi trebuit să vorbesc în această zi despre sfârșitul nostru personal, și anume moarte. Dar m-am gândit că după 3 săptămâni de absență, nu cred că era chiar ok să încep să vorbesc chiar cu subiectul ăsta. Așa că am ales în această zi să vorbesc despre rai, despre cer. Am ales să vorbesc despre un lucru pozitiv la care privim și înspre care ne îndreptăm. Așadar, citesc din Apocalipsa, capitolul 21, aruncăm o privire dincolo de fereastra deschisă de Dumnezeu prin Apostolul Ioan, aici în Apocalipsa, capitolul 21, și apoi în capitolul 22, și închei citirea cu un verset din capitolul 19. Apoi, zice Ioan, și când zice apoi, veți vedea de foarte multe ori în cartea Apocalipsei că după acest apoi se referă la vremurile de sfârșit, care țin de sfârșit. Apoi, am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Îmi pare ciudat că, aparent, Ioan are ceva cu marea. Numai că, dacă știm contextul în care este scrisă cartea Apocalipsei, știm că Ioan era cu domiciliu forțat într-o insulă, insula Patmos, undeva între Grecia și Turcia, mai aproape de Turcia, ceva mai departe de Grecia. El era acolo, trimis, cu domiciliu forțat, așa cum v-am spus. Și când stătea pe malul mării, se gândea probabil, marea asta, Marea Egee, îl despărțea de toți cei dragi. De aceea zice, vine o zi în care va fi un cer nou și un pământ nou, pentru că pământul acesta și cerul acesta dispar, și odată cu pământul și cerul dispare și marea asta care mă desparte de toți cei dragi. Nu uitați, limbajul din Apocalipsa este unul simbolic, metaforic. Altfel spus, el zice aici, odată cu pământul nou și cerul nou dispare singurătatea sau orice lucru care ne desparte de cei dragi. Și eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă, împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și care zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. De fapt, e dorința lui Dumnezeu pentru noi. Încă de la început, dacă vă aduceți aminte, în cartea Genezei, exista o părtășie perfectă între Dumnezeu și om, o părtășie ruptă de păcat. Și Dumnezeul acesta bun își dorește tot timpul să intre în relație cu omul, motiv pentru care îi poruncește lui Moise la un moment dat să construiască un cort al întâlnirii, un loc în care omul păcătos putea, după ce trecea prin toate ritualurile de curățire și aducea jertfe, să stea în fața unui Dumnezeu sfânt. De aceea, după aceea, e construit templu. În cele din urmă, Noul Testament, Dumnezeu însuși coboară în Hristos, pentru ca prin credința în El,
Dumnezeu să coboare în trupurile noastre și trupurile noastre să fie transformate în niște temple, în niște locuri ale prezenței lui Dumnezeu. El, adică Dumnezeu, va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Mai citesc o dată. Și moartea nu va mai fi. Mai citesc o dată. Și moartea nu va mai fi. O, nu va mai fi nici tânguire, nici sipă, nici durere, nici înmormântări, nici anunțuri funebre, nici anunțuri ca cele pe care le auzim adeseori la rugăciune, ca cel pe care l-am auzit astăzi când ne-am rugat pentru acea fetiță bolnavă de cancer în stadiul 4. Pentru că lucrurile din tâi au trecut. Nu vor mai fi spitale, nici cimitire, nici înmormântări. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi. Aleluia! Dați-mi voie să mai citesc o dată și apoi aș vrea să repetați împreună cu mine. Iată, eu fac toate lucrurile noi. Hai să repetăm împreună. Iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat: scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis, s-a isprăvit: eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce îi este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Adică celui care întotdeauna are în el ceva ce își dorește să-și găsească împlinirea undeva în lumea aceasta, dar nu-și găsește împlinirea nicăieri, ci doar în Dumnezeu. Acestui om care e în căutarea sensului, eu, Domnul, îi voi da sens. Apoi, cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoși, partea lor este în iazul de foc care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Versetul 15. Îngerul care vorbea cu mine avea ca măsurătoare o trestie de aur ca să măsoare cetatea, porțile și zidul ei. Și acum, spune aici în versetul 16, cetatea era în patru colțuri și lungimea ei era cât lărgimea. A măsurat cetatea cu trestia și a găsit aproape 12.000 de prăjini. Lungimea, lărgimea, înălțimea erau deopotrivă, adică într-o formă cubică. Cetatea era de 12.000 de prăjini. Cercetătorii Scripturii spun că asta ar fi cam cât Europa și Rusia la un loc. Un oraș atât de mare. Acum, nu trebuie luate la propriu măsurătorile acestea. Încă o dată vă reamintesc că suntem în cartea Apocalipsei. Limbajul este unul apocaliptic, adică metaforic, simbolic. Ce vrea să spună asta, că raiul e atât de mare încât toți cei care sunt credincioși au loc acolo. Ăsta e mesajul pe care vrea să-l transmit aici Ioan. Versetul 18. Zidul era zidit din iaspis și cetatea era de aur curat, ca sticla curată. Temeliile zidului cetății erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul. Cea din tâi temelie era din iaspis, a doua de safir, a treia de calcedonie, a patra de smarald. Și urmează aici un șir lung de pietre prețioase. Cele 12 porți, versetul 21, erau 12 mărgăritare. Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar, ceea ce e imposibil din punct de vedere uman. Dar imaginea este una incredibilă. Adică Ioan încearcă să explice în cuvinte omenești ceea ce vede, o realitate spirituală imposibil de descris în cuvinte omenești. Ulița cetății, și știu că despre asta știm cu toții, toată lumea știe că străzile în rai vor fi de aur. Ulița cetății era de aur curat, ca sticla străvezie. În cetate n-am văzut niciun templu și asta mă intrigă în calitate de pastor. Pentru că întotdeauna când intri într-un oraș, primul lucru pe care îl vezi sunt templele, sunt bisericile. Dar zice, în Noul Ierusalim, în Paradis, în cer, îi zicem în rai, cum zicem noi românii. Apropo, cuvântul rai înseamnă paradis, da? E o formă slavonă, pentru că multă vreme în Biserica Ortodoxă liturgia a fost în limba slavonă și multe cuvinte care țin de religie sunt împrumutate de acolo. Deci rai e tot una cu paradis, da? E varianta slavonă acestui cuvânt. Zice acolo, în cetatea asta n-am văzut niciun templu,
De ce? Pentru că Domnul Dumnezeu cel atotputernic, ca și mielul, adică Hristos, sunt templul ei. Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună, nici de sistem de iluminat care mai cade din când în când ca să o lumineze. Căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Versetul 26. De fapt, versetul 27. Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei ce sunt scriși în cartea vieții mielului. Capitolul 22, versetul 2, în mijlocul pieței cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind, fiți atenți, zice, 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună. E foarte interesant că Biblia vorbește aici despre unități de timp. Înseamnă că în cer există timp, dar nu există timp limită. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Și când spune nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo, se referă la faptul că până și natura e căzută sub blestemul păcatului. De aceea spune Biblia în Romani, capitolul 8, că până și firea, adică natura, suspină după ziua aceea când va fi răscumpărată de sub puterea păcatului. Și apoi scrie ceva, spune așa, scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea. Și o propoziție care spulberă ideea asta, așezată de obicei pe cruci, pe crucile celor decedați. Robii lui, adică robii lui Dumnezeu, îi vor sluji. Știți că pe cruce scrie, odihnească-se în pace. Cei care aspiră spre rai ca la un fel de concediu all inclusive, vă înșelați. Nu există fericire și scop fără muncă. În rai nu o să stăm așa pur și simplu. Știu că unii se gândesc, bă, dar ce o să fac acolo toată ziua? Biblia spune că robii Domnului vor sluji. Să știți că munca face parte din condiția fericirii noastre. Dumnezeu, după ce l-a făcut pe primul om din istorie, în paradis, înainte ca omul să cadă în păcat, i-a dat de lucru. Unii au senzația că munca e consecința căderii omului în păcat. Nu. No. Munca face parte din condiția noastră. Un om care nu muncește, adică un om care nu face nimic, e nefericit. Aduceți-vă aminte de pilda talanților. Ce îi spune stăpânul sau ce le spune stăpânul robilor credincioși? Ați fost credincioși peste puține lucruri, acum vă pun peste multe lucruri. Adică nu le spune, ați muncit cât ați muncit, no, am ui vreme de concediu. Nu. Raiul e un loc în care vom avea activitate. În ce va consta activitatea asta? Habar nu am. Spune Biblia încă ceva aici. Acolo nu va fi noapte și nu va mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor. Și acum, ultimul verset care ne dă scopul cu care venim la biserică și ne închinăm lui Dumnezeu. Vi-l citesc din capitolul 19, primul verset. Așa îmi place să fac cu voi lectură biblică, mai ales acum dimineața. Perfect. Apocalipsa 19, versetul 1. Fiți atenți ce zice acolo. Dacă vă întrebați de ce să vin la biserică? Printre altele, că sunt mai multe răspunsuri la întrebarea aceasta. Care-i rostul cântării aici pe pământ? Vreau să vă spun ceva. Fiecare cântare pe care noi o cântăm împreună e o pregătire pentru un moment al închinării din cer, din rai. Și fiți atenți, momentul ăsta e descris în Apocalipsa, în capitolul 19. Așa că fiți pregătiți pentru momentul acela. După aceea, iarăși, după ce se vor fi încheiat toate lucrurile prin care trebuie să trecem, după aceea, am auzit în cer, ca un glas puternic de gloată multă, adică mulțime mare, care zicea, aleluia, ale Domnului Dumnezeului nostru sunt mântuirea, slava, cinstea, și puterea.
Vreau să mai citesc încă o dată versetul acesta. Și aceia dintre voi care veniți la închinare și stați pur și simplu băltind, gândindu-vă la ale voastre, să știți că fiecare moment ratat din locul acesta, în ce privește repetiția, are legătură cu închinarea din cer. După aceea am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă, care zicea: aleluia, a Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, cinstea și puterea. Slăvit să fie numele Lui. Mai zic o dată, slăvit să fie numele Lui. Gândiți-vă la cel mai frumos loc pe care l-ați văzut vreodată. Vă las să vă gândiți. Să mă aud dacă într-adevăr vă gândiți sau pur și simplu mai vorbiți între voi. Poate e un loc care se leagă de copilărie și, în general, cele mai frumoase locuri din viața noastră se leagă de copilărie pentru că odată cu trecerea timpului ni se par tot mai frumoase. Poate în realitate n-au fost chiar atât, dar în mintea noastră rămân acolo ca fiind cele mai tari. Poate că ai fost undeva într-un concediu și ai văzut la un moment dat un crâmpei de natură, un loc extraordinar și ai rămas impresionat. Mi-aduc aminte când eram adolescent, mi-a rămas în minte o imagine pe care nu o voi uita niciodată. Era o zi de mai, eram prin pădure, eram lângă vale, parcă auzi acum cum curgea apa în vale, undeva în jos se vedea pădurea, se simțea un miros de liliac și imaginea aia mi-a rămas așa, așa cum când primăvara, când simt mirosul de liliac, parcă văd imaginea aia. Dacă m-ar întreba cineva care a fost cea mai frumoasă imagine pe care am văzut-o vreodată, aș decupa din memorie exact imaginea aceea. V-ați gândit la cel mai frumos loc pe care l-ați văzut vreodată? Raiul e de un infinit de ori mai frumos. Biblia spune, Apostolul Pavel spune și am mai citat aici acel verset, în 1 Corinteni, vă las pe dumneavoastră să vă amintiți versetul, zice că la mintea omului nu s-a suit, ochiul omului n-a văzut, urechea omului n-a auzit. Așa sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru toți cei care îl iubesc. Condiția ca să te bucuri de cer e să-L iubești pe Dumnezeu. Cred că oamenii care nu-L iubesc pe Dumnezeu, n-au cum să se bucure de rai. Domnul Iisus a zis: mă duc să vă pregătesc un loc. E foarte interesant cuvântul folosit acolo în limba greacă, este topos, de la care avem topografie. Dacă ați fost atenți la citire și sunt convins că ați văzut că și în textul nostru avem un înger topograf, care ia la un moment dat o prăjină și măsoară raiul cu ea. Nu întâmplător e folosit cuvântul ăla acolo, pentru că cerul e un loc real, adevărat. Raiul nu e doar o stare de spirit, cum ne spun unii, un fel de răsplată, zic alții, pentru că îl urmezi pe Dumnezeu. Nu, raiul e un loc la fel de real cum e și lumea asta. O realitate la fel de obiectivă ca lumea asta. De aceea Iisus a zis: mă duc să vă pregătesc un loc. Un loc de o frumusețe perfectă. Unul dintre oamenii pe care i-am cunoscut și i-am prețuit, omul ăsta a trecut la un moment dat în viața lui printr-o tragedie. Unul dintre copiii lui v-a mai povestit despre el, s-a îmbolnăvit și a murit. Dar înainte să moară a avut un vis. Și visul ăsta a fost o încurajare pentru familie. Le-a spus părinților, pentru că părinții în mod normal erau foarte triști în legătură cu starea în care se afla băiatul lor, le-a spus părinților: tati, mami, eu voi pleca, dar să știți că Dumnezeu mi-a descoperit cât de frumos e locul acela. A avut un vis care a fost ca un fel de revelație, ca un fel de vedenie, un vis în care a văzut frumusețea cerului. Știți, sunt artiști care au încercat să imortalizeze în tablouri celebre frumusețea raiului. Sunt filme care încearcă să descrie cât de frumos e acolo.
V-am spus, imaginați-vă cel mai frumos loc pe care îl poate mintea omenească imagina. Amintiți-vă de cel mai frumos loc pe care l-ați văzut vreodată și nici măcar nu poate să se compare cu frumusețea locului pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi. Doamne, întrebați, măi frate, de ce să vorbim astăzi despre rai când sunt atâtea probleme aici pe pământ? Sunt două motive pentru care am ales să vorbim despre asta. Mă rog, ar fi și al treilea, acela că urma să vorbim despre lucrurile despre care țin de sfârșit. Primul motiv, petrecem atât de puțin timp pe pământ și vorbim așa de mult despre pământ. Înainte să vin aici în față, am dat mâna cu unii dintre dumneavoastră și am stat de vorbă cu unii frați. Era un frate aici mai în vârstă, nu mai știu unde, de vreo 80 de ani. Cred că e aici pe mijloc. Mi-a zis, unde să ia dăleatul meu în biserica voastră? Și am zis că sunt aici, pe undeva, mai avem. Viața se duce rapid și totuși, dacă aș veni să vă întreb acum, cu microfonul, care sunt gândurile dumneavoastră din această dimineață, sunt absolut convins că cele mai multe din gânduri se leagă de lumea aceasta. De afacerile pe care le aveți, ăștia care sunteți tineri, de jobul care vă așteaptă, de școala pe care aveți de ales, eventual legat de ceea ce plănuiți pe termen scurt sau lung. Cele mai multe gânduri ale noastre se leagă de aici acum, cu toate că petrecem așa de puțin în lumea asta. Cu toate că viața asta e atât de scurtă. Sunteți conștienți că în față ne stă o veșnicie și nu ne gândim deloc la ea? Biblia spune, nu spune gândiți-vă doar la lucrurile de sus, dar Biblia spune gândiți-vă și la lucrurile de sus. Adică dacă Dumnezeu deschide ușa asta, dacă Dumnezeu deschide fereastra asta în Biblie, în cartea Apocalipsei, o deschide cât să aruncăm privirea și să privim înspre locul acela. Viața asta e atât de scurtă și totuși toate gândurile noastre, toate aspirațiile noastre, toate dorințele noastre sunt parcă legate de aici și acum. Și la predic, atunci când discutăm despre chestiuni care țin de relații, care țin de viața de aici, toți sunt parcă mai atenți, dar când vorbim despre ceea ce ne stă înainte, parcă nu suntem atât de preocupați. Gândiți-vă că viața noastră, în tot istoricul nostru, oricât de mult am trăit, nu știu, oricât de mult v-ați antrena, oricât de sănătos ați mânca, oricât de, nu știu, optimiști am fi cu privire la alergarea noastră pe acest pământ, e relativ scurtă. Să vă dea Dumnezeu să ajungeți la 120 de ani, dacă vreți. Doar că gândiți-vă că după aia 120 de ani vă stă înainte o veșnicie. Cât de puțin ne gândim la cer? Cu toate că vom petrece o veșnicie acolo. Ăsta e primul motiv pentru care am ales în această dimineață să vorbesc despre rai. Al doilea motiv e că pe lângă faptul că suntem cetățeni români, mai suntem și cetățeni ai cerului. Pentru că Apostolul Pavel spune lucrul acesta în Filipenii, capitolul 3, cu versetul 20. Noi suntem cetățeni ai cerului și spune el acolo apoi, mă rog, înainte, în versetul 9, că am primit această cetățenie prin credința noastră în Hristos Iisus. Există în noi, spune C.S. Lewis, mai legânditor englez, există în noi anumite dorințe care nu-și găsesc împlinirea în lumea aceasta. Și el zice așa, dacă există în mine anumite dorințe care nu-și găsesc împlinirea în nimic, în nicio experiență pe care o pot trăi aici pe pământ, înseamnă că trebuie să existe ceva dincolo de lumea aceasta în care aceste dorințe care există în mine să-și poată găsi împlinirea. Există în noi, spune C.S. Lewis, o sete de cer. În fiecare om care aleargă pe acest pământ căutând sensul vieții, căutând fericirea, există în noi o sete de cer. În fiecare dintre noi, care își va găsi împlinirea doar atunci când vom sta în fața lui Iisus Hristos. Că noi suntem cetățeni ai cerului. Acasă pentru noi e veșnicia. Casa noastră este acolo, cu toate că n-am fost niciodată acolo la casa noastră. Și asta e foarte interesant. Mi-aduc aminte când am început să slujesc, m-am dus să vizitez un frate bătrân și spunea,
zice, abia aștept să ajung acasă. Și eu eram așa, la începutul slujirii și nu mi-am dat seama că se referă la moarte. Mă gândeam, mă, cine să vrea să moară? Nimeni nu vrea. Și m-am întrebat pe fratele ăla cu care am mărs, dar unde este fratele? Nu stă aici, nu stă casa lui. Am zis, e din alt sat, e din alt oraș, sau o venit din altă parte și acum înainte să moară, își dorește să ajungă să viziteze casa părintească. Și după aia mi-am dat seama că de fapt se referea la dorința de a pleca din lumea aceasta. Stai de vorbă cu câte un frate, câte o soră care a ajuns la o vârstă, se uită în jur și zice, am ajuns la 90 și ceva de ani, nu mai văd pe nimeni de leatul meu, zice, abia aștept să mă duc acasă. Am ales să vorbesc despre acest acasă, e un acasă unde n-am fost niciodată și cu toate acestea, în sufletul nostru există un dor după acest acasă. Zice unul dintre cei mai mari compozitori care au trăit vreodată, compozitori de muzică creștină, că e vorba de o femeie de culoare, o negresă, care s-a născut oarbă, numele ei este Fanny Crosby, care a compus mai bine de 8.000 de cântece care se cântă în lumea evanghelică, din lumea întreagă, sunt imnuri care se cântă în lumea evanghelică. Ea s-a născut oarbă, a fost întrebată dacă nu e supărată pe Dumnezeu că s-a născut fără vedere și ea a zis, cum să fiu supărată pe Dumnezeu că m-am născut așa? Ba dimpotrivă. Eu dacă puteam vorbi cu Dumnezeu înainte să mă nasc, i-aș fi spus, Doamne, fă să mă nasc fără vedere. Și omul care i-a adresat întrebarea, uimit i-a zis, nu cred că poți să zici așa. Cum adică? Dacă puteai să vorbești cu Dumnezeu înainte să te naști, i-ai fi spus să vii în lume fără vedere? Și a zis, voi cei care aveți ochi, vedeți în lumea asta o mulțime de lucruri pe care mai bine nu le-ați fi văzut niciodată. Dar eu, când voi deschide pentru prima dată ochii, voi vedea chipul Domnului Iisus Hristos și frumusețea paradisului. Aș fi compus o cântare foarte frumoasă în limba engleză, care zice, când vom deschide pentru prima dată ochii, vom vedea chipul Domnului Iisus Hristos. Iată de ce în această dimineață am ales, când vorbim despre vremurile sfârșitului, să începem călătoria noastră înspre vremurile sfârșitului, vorbind despre rai, despre cer, despre paradis. Și dacă ne uităm în Biblie, vom vedea că atunci când Biblia se referă la cer, se referă la trei lucruri. Pe de o parte, când spune în Biblie, când găsim cuvântul cer, se referă la firmamentul pe care sunt așezate planetele, stelele, e văzduhul. Apoi, în Biblie, cuvântul cer e adeseori sinonim pentru Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că fiul risipitor, când se întoarce acasă, zice, am păcătuit împotriva ta și împotriva cerului. Că Domnul Iisus, când are o discuție cu farisei în legătură cu botezul lui Ioan, întreabă, de unde era botezul lui Ioan? De la oameni sau din cer? Adică de la oameni sau de la Dumnezeu? Și de foarte multe ori în Biblie, când veți citi cuvântul cer, veți vedea că asta înseamnă, e sinonim pentru Dumnezeu. Dar cer mai este și cumva reședința lui Dumnezeu, lumea lui Dumnezeu. De aceea rugăciunea Tatăl nostru îi spunem, Tatăl nostru care ești, unde? În ceruri. Și când vorbim despre reședința lui Dumnezeu, de asemenea, Biblia ne vorbește despre trei ceruri. Apostolul Pavel, la un moment dat, vorbind despre sine cu multă înțelepciune, zice, cunosc un om care a fost răpit până la cel de-al treilea cer. Și apoi, pornind de la afirmația asta lui Pavel, i-am auzit pe mulți astăzi bătând câmpii și spunând că cerul e un fel de loc cu mai multe etaje. Ei, Pavel a ajuns numai până la etajul 3? Da. Alții se laudă că au fost răpiți până la etajul 7. Numai că vreau să vă spun ceva. Când Pavel zice, cunosc un om care a fost răpit până la cel de-al treilea cer, referindu-se în mod evident la sine, el se referă la faptul că în Biblie, când vorbim despre cer ca locul prezenței lui Dumnezeu sau ca reședința lui Dumnezeu, vreau să vă spun ceva. Cuvântul cer are de asemenea trei semnificații. Există un cer pe care Biblia numește văzduh. E cerul pe care îl vedem ziua. Iar al doilea cer e numit de Biblie și de noi cosmos. E cel pe care îl vezi noaptea. Cerul stelelor și al planetelor. Și mai există un cer, e reședința lui Dumnezeu, e locul prezenței speciale a lui Dumnezeu, paradisul sau raiul. Primul cer, pentru ca să poată fi văzut, are nevoie de lumină. Văzduhul, ca să poată fi văzut, are nevoie de zi.
Al doilea cer, ca să poți să-l vezi, cosmosul, ai nevoie de întuneric, de noapte. Al treilea cer, ca să-l poți vedea, ai nevoie de credință. Și în această zi privim la cel de-al treilea cer. Acel cer pe care Domnul Iisus îl promite tâlharului, căruia îi spune, adevărat, adevărat, îți spun astăzi că vei fi cu mine în cer. Acel cer pe care îl vede Ștefan când era martirizat și când zice, văd cerul deschis și îl văd pe Fiul omului, pe Fiul lui Dumnezeu stând la dreapta Tatălui. Acel cer despre care vorbește Ioan în Apocalipsa, când spune, celui ce va birui îi voi da să mănânce, promite Domnul Iisus acolo, celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este unde? În raiul lui Dumnezeu sau în cerul lui Dumnezeu. Acest cer, ca să poată fi văzut, pentru ca să-l poți vedea, ai nevoie de credință. Și în textul nostru, în câteva cuvinte, o să vă spun că Ioan prezintă cerul, l-am spus, încă în trei feluri. Mai întâi, cerul este un loc unde toate lucrurile sunt noi. Doi, cerul este un loc al prezenței lui Dumnezeu. Și trei, cerul este un loc unde nu există rău. Mai spun o dată, cerul este un loc unde toate lucrurile sunt noi. Doi, cerul este un loc unde e prezent Dumnezeu. Trei, cerul este un loc unde nu există rău. Și dacă studiem cartea Apocalipsei în capitolul 21 și 22, vom vedea că sunt cel puțin 8 lucruri rele pe care Ioan le prezintă aici în 8 categorii distincte, despre care ne spune că nu vor fi în cer. Foarte interesant, ne spune mai mult despre lucrurile care nu vor fi acolo decât despre cele care vor fi. De ce? Dintr-un motiv foarte simplu. Pentru că mintea noastră nu poate pricepe și nu poate înțelege tot ceea ce Dumnezeu a pregătit acolo. Am spus așa, mai întâi, cerul este un loc unde toate lucrurile sunt noi. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în textul pe care deja l-am citit. Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodovită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas care zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei. Și dacă vă aduceți aminte, mai jos, voi cu voce tare, în versetul 5, zice așa, cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile, cum? Noi. Toate lucrurile noi. Acum, există o grămadă de concepții greșite despre rai. Unii își imaginează ca fiind un loc în care e populat de îngerași, de norișori, de cu miros de tămâie, unde la intrare stă Sfântul Petru și cântărește faptele bune și faptele rele. Musulmanii își imaginează că raiul e un fel de hotel all-inclusive, unde e mâncare și băutură la discreție. Unii își imaginează că raiul e un loc unde n-am avut pe pământ, dar voi avea în cer. Nu, nici pe departe lucrurile astea. Sunt foarte departe de realitate. Biblia spune că cerul e un loc unde totul va fi nou. De la sistemul de guvernare, la natură, Biblia spune, v-am citat când am prezentat textul, că până și natura își dorește ziua aceea. Toate lucrurile vor fi noi. Haideți să vă spun altfel. Apostolul Pavel, vorbind despre învierea morților, zice în 1 Corinteni, capitolul 15, și vă las să citiți capitolul 15, că e lung destul, dar zice, mi se pare, de la versetul 51 în jos, zice acolo că așa cum a înviat Hristos, vom învia și noi. Vă aduceți aminte că Domnul Iisus, după ce a înviat, unii dintre ucenici, când l-au văzut, nu l-au recunoscut. Unii l-au recunoscut. Acum, sunt și motive, unul din motivele logice pentru care nu l-au recunoscut e că, în mod logic, dacă mergi la înmormântarea cuiva, nu te aștepți a doua zi să te întâlnești, sau, mă rog, a treia zi să te întâlnești cu omul acela. Însă, în mod evident, există lucruri care rămân. De ce? Amintiți-vă că Domnul Iisus, vorbind cu Toma, îi spune, Toma, uită semnele cuielor. Adică, e același trup, de un trup glorificat. Domnul apare brusc în mijlocul lor. Adică, pe lângă calitățile anterioare, are alte calități. În limbaj teologic se numește un trup glorificat. De sărbători, noi românii mai ales ne cumpărăm haine noi, dar la trupuri vechi. Biblia ne vorbește despre un timp când, pe lângă haine noi,
vom primi și un trup nou, glorificat, transformat. E o poveste, nu știu dacă e adevărată, care zice că niște oameni din ăștia aduși de undeva din Amazonia și cazați pentru prima dată la un hotel, când au ajuns acolo, în holul hotelului, cei care i-au adus, înainte să-i cazeze, i-au pus acolo și ăștia se uitau la lift. Au văzut cum urcă cu liftul niște bătrâni și coboară niște tineri. Și au zis, bă, ce tare e aici! S-au urcat și ei în lift. Au urcat, au coborât, s-au uitat în oglindă, erau tot bătrâni. Toate lucrurile vor fi noi, spune Biblia. Biblia ne vorbește despre faptul că până și trupurile noastre vor fi transformate. Absolut totul. Apoi, pentru că nu vreau să insist foarte mult aici, tot Biblia ne spune că cerul sau raiul e un loc special al prezenței lui Dumnezeu. Știți care e cea mai mare dorință a noastră când venim la biserică? Dacă stau de vorbă cu oamenii și întreb, nu vreau să risc, că știu că aș risca să întreb, dar dacă v-aș întreba, nu acum în timpul predicii, că știu că se dă online și mai bine nu, dar dacă v-aș întreba ce vă doriți când veniți la biserică, pe lângă program de calitate, predică, nu știu ce, știți ce îmi spun cei mai mulți oameni? Vreau prezența lui Dumnezeu. Dar acum, așa cum v-am spus, în noi există această dorință după părtășia perfectă cu Dumnezeu de la momentul în care părtășia perfectă dintre om și Dumnezeu se rupe în grădina Eden din cauza păcatului. Dumnezeu și-a dorit întotdeauna să reinițieze, să relege această relație perfectă cu omul. De aceea Dumnezeu inițiază cortul întâlnirii, templu. De aceea Dumnezeu îl trimite pe Fiul Lui și prin Hristos coboară lumea asta, pentru ca noi, având șansa în credința în Hristos, ca însuși Dumnezeu să coboare în noi și să ne transforme pe noi în niște temple. Numai că oricum, această părtășie perfectă cu Dumnezeu nu avem în lumea asta. Oricât de mult ați zice voi, există o dorință în noi după prezența specială și perfectă a lui Dumnezeu. E adevărat că Biblia zice, acum cunoaștem în parte, dacă ne uităm în 1 Corinteni, capitolul 13, de la versetul 9 la 10, când spune acolo, zice, vedem că într-un chip întunecos, noi suntem pocăiți și am primit ce? Arvuna Duhului. Ce înseamnă arvună? Într-un limbaj popular. Și ce înseamnă? Avans. Adică o mică părticică din plinătatea prezenței lui Dumnezeu. Această mică părticică din plinătatea prezenței lui Dumnezeu, când am primit-o? Atunci când ne-am pocăit, când am crezut că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu și că El a murit și a înviat pentru noi. Ei, noi am primit acest avans, dar știți când vom primi toată plinătatea? Când vom ajunge acolo. Și există în noi această dorință după prezența asta perfectă a lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte, și acum apelez la amintirile voastre, cei care sunteți pocăiți, aduceți-vă aminte de momentul în care v-ați pocăit. Și aduceți-vă aminte de momentul în care ați experimentat prezența lui Dumnezeu. E imposibil să nu fi avut în viața asta măcar două, trei momente de felul acesta. Momente în care a zis, dacă ar fi să mor acum, aș fi cel mai fericit om, pentru că am simțit că Dumnezeu e viu, am simțit că Dumnezeu mă iubește și ai simțit o bucurie și o pace pe care nu poți descrie în cuvinte. După aceea, toată viața călătorești și spui, că mă duc la biserică, vreau să simt prezența aia lui Dumnezeu. Sau nu știu dacă mă exprim chiar corect din punct de vedere teologic. Poate, haideți să reformulez. Vreau să retrăiesc prin credință acea prezență perfectă a lui Dumnezeu în viața mea, care nu ține atât de mult de sentimentele astea omenești care sunt atât de schimbătoare, dar există în fiecare dintre noi această sete după prezența perfectă a lui Dumnezeu. De aceea ne rugăm, de aceea facem lansul de rugăciune și post, de aceea ne închinăm lui Dumnezeu, de aceea încercăm să trăim pentru Dumnezeu, știind însă că niciodată pe pământul acesta, nici în momentul botezului cu Duhul Sfânt, nici în momentul celei mai înfocate rugăciuni, nici în momentul celei mai cu putere predici, în nicio clipă din viața noastră nu vom simți la fel de perfect prezența lui Dumnezeu ca în clipa în care, după ce vom fi trecut de limitările inerente umanității noastre, vom sta în prezența Lui și spune Biblia că îl vom vedea față în față. Și atunci tot ceea ce era omenesc va fi trecut. O, slăvit să fie Domnul! Mai zic o dată, slăvit să fie Domnul! Vezi că dacă mă pornesc să predic, nu mă mai opresc.
Există în noi această dorință după prezența perfectă a lui Dumnezeu, care își va găsi împlinirea doar în cer. Și văd pe oameni de foarte multe ori tânjind după momentul acesta. Îi văd în biserică câteodată plângând și spunând: frate, am simțit pe Dumnezeu astăzi. Astea sunt momente de grație, nu le avem întotdeauna. De cele mai multe ori venim, stăm, ne uităm, analizăm și plecăm. Știți când simțim de cele mai multe ori prezența lui Dumnezeu? În momente în care noi nu mai putem face nimic, când cedăm în mod absolut controlul vieții noastre în mâna lui Dumnezeu, când ești într-o situație limită, când ești gata să ai un accident, când ai primit un diagnostic foarte nasol, când ai o problemă foarte gravă pe care nu poate nimeni rezolva, în momentul în care ești conștient că depinzi total de Dumnezeu, ei, în momentul ăla, când se manifestă absoluta dependență de Dumnezeu, simți mai mult ca niciodată prezența lui Dumnezeu. Vreau dimineața asta, când vorbesc despre rai, să coboare raiul în biserica noastră prin Duhul Sfânt. Știți că în ziua de Rusalie asta se întâmplă. Dumnezeu face să coboare cerul pe pământ. Scopul rugăciunii, și vă mai spun și asta, și apoi trec la punctul 3, nu e să care cer, să care pământ în cer, ci să lase cerul să coboare pe pământ. Unul din motivele pentru care nu pun întotdeauna predica pe PowerPoint e că n-aș vrea să fie predica doar un moment din ăsta în care voi stați, analizați, informațiile le puteți găsi pe Google de cele mai multe ori. Și aș vrea ca predica să fie un moment în care prezența lui Dumnezeu să se manifeste în modul cel mai real. Și ea se va manifesta și nu depinde de capacitățile mele retorice sau oratorice, pentru că asta ar însemna manipulare. Și aș putea să fac și asta. Ci ea depinde de atitudinea cu care vii tu aici. Dacă în timpul predicii tu te rogi și ești conectat la Dumnezeu, nu pe WhatsApp, nu la vecinul tău, nu la necazurile tale, nu la business-urile tale, nu la problemele tale, și înțelegi că această casă se va numi o casă de rugăciune, inclusiv în timpul predicii, te rogi, prezența lui Dumnezeu se poate manifesta. 3. Și cu asta am încheiat. Cum este raiul? Am zis, este un loc unde toate lucrurile sunt noi. Absolut toate lucrurile sunt noi. 2. Este un loc al prezenței perfecte a lui Dumnezeu. Și 3. Este un loc unde nu mai există rău. Nu mai există rău. Și aș vrea să ne uităm la relele care nu vor mai exista acolo. Spune Biblia, și marea nu va mai fi. Adică nu mai există singurătate. Și astăzi vizitez câteodată frați bătrâni. Cred că v-am mai povestit, odată m-am dus la o soră în vârstă care știa că mă duc, urma să plec în Italia, și zice: sora, nu mă mai suna pruncul meu, Florinu, meu, așa mi-a zis, zice, nu mă mai suna de un an și ceva. Zice, dacă merg dumneata în Italia, vorbește cu el. Italia e destul de măricică. No, păi nu știu unde e Florinu, meu, în tătă Italia. Înconjurată de poze, într-o singurătate parcă totală, abisală, într-o liniște mormântală. Zice Ioan, acolo pe insula aia, se uită în stânga mare, în dreapta mare, zice, și marea nu va mai fi. Pentru că în cer dispare sentimentul acesta. Poate că ești în această dimineață la biserică, fie că ești tânăr, adolescent, tânără sau adolescentă, s-a ajuns la o anumită vârstă și simți că e singur sau singură, neînțeles, neînțeleasă, vreau să spun ceva. Vine un moment, zice Ioan, când marea nu va mai fi. Vine un moment în rai când dispare sentimentul singurătății. Mai dispare ceva. Și moartea nu va mai fi.
Cel mai dureros sentiment pe care îl putem trăi, sentimentul acesta despărțirii de cei dragi din lumea aceasta, o despărțire care pare pentru totdeauna, dar noi avem nădejdea asta revederii și cu toate că avem nădejdea asta revederii, nu doar nădejdea, ci și credința, cu toate acestea, durerea rămâne. Zice Ioan, vine o zi când nu mai există înmormântări. O slăvi să fie Domnul. De atâtea ori am spus-o la predică și o mai reafirm o dată, nu-mi plac înmormântările deloc. Nu voi participa, am spus de multe ori, nici la înmormântarea mea. Decizia e luată definitiv. Vine o zi când nu mai sunt înmormântări. Zice Ioan, nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Numai în dimineața asta ne-am rugat pentru o soră aici în biserică, înainte să intru și pentru un frate am făcut ungerea cu un de lemn. Doi oameni care sunt bolnavi, ne-am rugat ca Dumnezeu să-i vindece, să se atingă de trupul lor. Ne-am rugat pentru fetița aceea diagnosticată cu cancer în formă terminală. Vine o zi, zice Ioan, când toate aceste lucruri pe care le trăim în lumea asta, care e plină de durere și de suferință, nimic din toate aceste lucruri nu vor mai fi. Pentru că raiul e un loc în care toate lucrurile rele pierd, dispar. Se spune că odată, și o întâmplare reală de secolul XIX, un scriitor american de origine evreu trecea prin Polonia să viziteze un rabin, celebru rabin, numele lui era Hofeț, și rabinul ăsta era un om înstărit, dar trăia o viață foarte sărăcăcioasă. Și scriitorul îl vizitează într-o dimineață, ajunge, vede casa frumoasă în exterior, era un om înstărit, după cum v-am zis, și când intră în casă, vede numai o masă, o saltea și plin de cărți. Și speriază, ce rabi, ce s-a întâmplat? Ori intra hoții și a rămas fără mobilă. Unde ți este mobila, rabi? Și rabinul se uită la el și zice, da, mobila ta unde-i? Cum adică unde-i mobila mea? Păi eu vin din America, eu străin aici și sunt călător prin țara asta. Și îl oprește rabinul și zice, păi și eu sunt exact la fel ca tine. Pentru că, de fapt, adevărata noastră cetățenie este în cer. Mă mai întreabă câte un frate dacă ne vom cunoaște în cer. Și eu am răspunsul pe care îl folosește Spurgeon, marele predicator englez, când cineva l-a întrebat asta și a răspuns foarte onest. Dacă dați vina, răspunsul e foarte clar, eu zic ce o zis Spurgeon, deci dacă aveți ceva, aveți cu el. El a zis așa, o să fim noi mai proști în rai decât suntem acum? Am încheiat citatul, n-am zis eu cuvântul ăsta. Păi dacă ne cunoaște, mamă, uite, mă întâlnesc cu Cristi și știu cine îi. Mă întâlnesc, nu vă pomenesc pe fiecare, el e aici. Dacă ne cunoaștem aici, cum nu o să ne cunoaștem acolo? Biblia zice, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte, pentru că vă veți întâlni cu ei sau vă vor primi unde? În corturile lor veșnice. Ce o să ne aducem aminte? Probabil că nu tot, pentru că ar fi imposibil să fim fericiți. Pentru că mă gândesc, de exemplu, la părinții care nu își vor mai întâlni copiii acolo. Probabil că vor fi lucruri pe care le-om uita. Habar n-am. Biblia nu vorbește despre asta. Dar sunt sigur că o să ne întâlnim acolo. Sunt sigur că o să ne recunoaștem acolo. Și mai sunt sigur de un lucru. Că nu doar o să ne odihnim. Chiar dacă Biblia spune grăbiți-vă de intrați în odihna lui Dumnezeu, când spune asta, se referă la faptul că în cer vom încheia cu luptele astea banale, cotidiene. În fiecare dimineață ne trezim în cap măcar cu o luptă. Iar trebuie să lupți cu somnul, iar trebuie să lupți cu problemele financiare, iar trebuie să lupți cu profesorii la școală, iar trebuie să lupți cu prunci, iar trebuie să lupți cu toată lumea, cu tentațiile. Și toată viața asta e numai o luptă. În sensul ăsta, da, ne vom odihni. În sensul ăsta se poate scrie liniștit pe cruce, odihnească-se în pace.
În sensul ăsta se referă Biblia în Evrei, capitolul 4, de la versetul 9 la 11, când spune grăbiți-vă de intrați în odihna lui Dumnezeu. În sensul ăsta în care toate luptele acestea care ne exasperează se vor încheia. Luptele astea care nu te lasă să stai treaz în biserică. De ce? Că toată săptămâna ai luptat din dimineața până seara cu mistria, toată săptămâna ai luptat din dimineața până seara cu calculatorul, toată săptămâna ai luptat cu problemele tale și când ești aici, mintea ta e împărțită și nu te poți concentra la prezența lui Dumnezeu și seara când să trebuiască să citești din Biblie, nu mai poți să citești din Biblie și nu te mai poți ruga. De ce? Pentru că ești implicat în prea multe bătălii. Ești ca un soldat din ăla care are 100 de războaie. În sensul ăsta ne vom odihni, dar în alt sens, acolo vom munci pentru slava lui Dumnezeu. Și vom mai face ceva. Ne vom închina. Și asta vreau să vă cer. Mă, oameni buni, chiar dacă începutul predicii mele a fost multă lectură biblică, învățați. Vă cer în numele Domnului, veniți cu Biblia la biserică. N-aș vrea să-i pun pe cei de la ordine și primire să vină, să stea la intrare, să zică cine e cu Biblia, că mă trezesc numai eu cu oamenii ăștia de cei din față. Mariu și Călin, le țin o predică lor. Dar nu se poate să fim, nu știu, aproape 1000 de oameni la biserică și să n-avem Biblia. Știu că voi aveți pe telefon, slavă Domnului. Și știu că mai au unii tineri răspunsul ăsta, o am în inimă, slăvit să fie Domnul și pentru asta. Nu m-aș vrea să văd și mâinile voastre, dacă se poate. Amin? Nu aveți că voi ați zis amin. Toți care ați zis amin și ați dat așa din cap, data viitoare cu Biblia, că aveți acasă 15 Biblii în 7 traduceri diferite. Nu se poate. Și în maghiară s-o duceți, nu mă interesează. Dar ce să văd? Ne pregătim pentru ziua aceea, când în cer ne vom închina lui Dumnezeu. Și de asta e fain la biserică. Și de asta e fain când oamenii ăștia sunt aici pe scenă și când Casi cântă la pian acum și când ăștia alți vor veni aici în față și ne vor conduce în închinare. Noi să fim conștienți că ne pregătim pentru ce? Pentru momentul acela când vom auzi în cer un glas puternic de gloată mult, așa cum se aude un stadion imens de departe cu 100 de mii de oameni, un glas puternic de gloată mare de miliarde și miliarde de oameni câți au fost sfinți vreodată, care vor zice aleluia, a Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, cinstea și puterea. Imaginați-vă ce închinare va fi în cer, în locul în care îngerii repetă sfânt, 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 sfânt este Dumnezeul oștirilor. Și noi în fiecare program, de-aia venim la biserică. Dacă te întreabă cineva unde te duci, mă duc la repetiție, pentru că fiecare participare a noastră aici la rugăciune e o repetiție pentru clipa, pentru momentul în care vom sta înaintea lui Dumnezeu, o mică părticică din trupul tainic al lui Hristos, și când miliarde și miliarde și miliarde de oameni vom repeta același lucru, aleluia, a Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, cinstea și puterea în vecii vecilor, slăvit să fie El.